Salutare prieteni, numele meu este Marius și în această zi vă prezint cum se introduce corect un cartahograf de camion. Să-i dăm drumul. În primul rând trebuie să fie, să-i dăm ok, să vedem. Trebuie să fie aici așa pe pat. Băgăm cardul cu fața în jos. Îl introducem în aparat. Așteptăm să se încarce. După aia așteptăm. O să ne întrebe ceva. Intrare adăugați, dăm OK. Schimb final nou, dăm OK. Și actualizăm aici ora. Ținem săgeata în sus până actualizăm ora și data. S-a actualizat maxim, după aia dăm OK, OK, confirmăm OK și așteptăm să se încarce. Nouă 40 și 9. Așteptăm să se încarce cardul, să apară aici, așa în partea stângă, sus, să se încarce cardul. Acesta este un aparat tahograf cu cartelă. Deja se vede, după cum vedeți, a apărut cardul. Dăm un săgeată jos să vedem ce pauză avem. 16 ore și 28. După aia deschidem program. Apăsăm OK. Dăm săgeată sus. Intrări șofer 1, dăm OK, țară inițială, OK, țară spune aici că e de la România, dacă suntem în altă țară, dăm din săgeți sus jos și după aia alegem țara dorită, suntem în România, apăsăm tasta OK, ro, intrare memorată. După când se vedem în săgeată înapoi, ieșire, ieșiri în meniul principal. OK. Și gata. Acesta a început nou program. După cum se vede, o să apară aici 00 după un minut. Se resetează și începe. Cam acesta a fost. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like și un share. La revedere!